Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Cei
pe Duhului Tău, Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Înțelepciune! Din faptele Sfinților Apostoli, citire! Să luăm aminte! În zilele acelea, când ne duceam noi apostolii la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică ce avea duh pitonicesc și care aducea mult câștig stăpânilor ei ghicit. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând: acești oameni sunt robei Dumnezeului celui prea înalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta o făcea timp de multe zile. Iar Pavel, mânindu-se și întorcându-se, a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și în acel ceas a ieșit, iar stăpânii ei, văzând că s-a adus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au dus în piață înaintea dregătorilor. Și ducându-i la judecători, au zis: acești oameni care sunt iudei, tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani. Atunci s-a ridicat și mulțimea împotriva lor, iar judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Și după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a dus în temnița cea mai adâncă și le-a strâns picioarele în butuci, iar la miezul nopții Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Și deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniței și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile lor s-au dezlegat. Iar temnicerul, deșteptându-se și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas mare: să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit în lăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila. Și spățându-i afară, după ce pe ceilalți a zvârât la loc, le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac pentru a mă mântui? Iar ei au zis: crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Atunci au grăit cuvântul Dumnezeului și tuturor celor din casa lui. Iar el, luându-i la sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui îndată. Și ducându-i în casă, a pus masa și s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu. Pace ție celui ce ai citit și Duhului tău. Bine
binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Măritului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. E mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Ioan, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere. Și ucenicii lui l-au întrebat zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui care m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Acestea zicând, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește trimis. De s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ți s-au deschis ochii? Acela a răspuns: Omul care se numește Iisus a făcut tină, a uns ochii mei și mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului și te spală. Deci ducându-mă și spălându-mă am văzut. Zisau lui: Unde este acela? Și el a zis: Nu știu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb. Și era sâmbătă, în ziua în care Iisus a făcut tină și a deschis ochii. Deci iarăși îl întrebau și fariseii cum a văzut. Iar el a zis: Tină a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Însă unii dintre farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei. Au zis deci orbului iarăși: Dar tu ce zici despre el, că ți-a deschis ochii? Iar el a zis că proroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb și a văzut până ce n-au chemat pe părinții celui ce vedea. Și au întrebat zicând: Acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns însă părinții lui și au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede el acum? Noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui? Noi nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii puseseră acum la cale ca dacă cineva va mărturisi că el este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis: Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este păcătos. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu știu. Un lucru știu, că fiind orb, acum văd. Deci au zis: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Le-a răspuns: V-am spus acum și n-ați auzit. De ce voiți să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Și l-au ocărât și au zis:
Tu ești ucenic al aceluia, iar noi suntem ucenici al lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a vorbit cu Moise, dar pe acesta nu-l știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. Din viac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Au răspuns și au zis, în păcate te-ai născut tot și tu ne înveți pe noi și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și, găsindu-l, l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, dar cine este, Doamne, ca să cred în El? Și a zis Iisus, l-ai și văzut, cel ce vorbește cu tine, acela este. Iar el a grăit, cred, Doamne, și s-a închinat. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locat. Catedrale mântuirii neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul catedrala aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, ci pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Niște rog nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra noastră, robii tăi. Cădem înaintea ta și ca un Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește-ne din toate nevoile și ca o milostit totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, elevi, studenți și profesori, și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi acestora harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava preasfântului Său nume. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletului și ale trupului robilor tăi. Părintelei nostru Efrem Vatopedinul Arhimandritul, preotul Ioan Mircea, preotul Dumitru, părinții și frații noștri, a robilor tăi, Vasile, Ioana, grav bolnav și ca un bun iartele lor, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, de grab ridicându-i din patul durerii,
Cel ce nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii tăi pomeniți și pe toți bolnavii pomeniți la această liturghie. Milostive, contenește-le boala, ușurează-le suferința și toată neputința, încetează-le răceala, potorește-le fierbințeala, atinde mâna ta cea tare, ridicându-i din patul durerii, precum alegând pe fica lui ei și sănătoși îi arată. Rugăm-ne ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Ce cu atingerea ta ai vindecat pe soaca lui Petru, fiind cuprinsă de friguri, și acum, Mântuitorule, pe robii tăi, frații și surorile noastre, care pătimesc cumplit pe pat de spital, vindecă-i de grabă, dându-le sănătate. Cel care primi lacrimile lui Ezechia și ale lui Manase și pocăința niniviterilor și mărturisirea lui David și de grabă-i milui, primește și acum rugăciunea noastră ce se aduce ție cu milință întru tot bunule împărate și ca un îndurat miluiește pe robii tăi care bolesc cumplit de ruinile sănătate. Iar cu puterea ta întărește-i pe toți cei care îi îngrijesc pe dânsii. Cu lacrimi ne rugăm ție, izvorule al nemuririi, auzi-ne și de grab ne miluiește. Dumnezeu ești și ție mărire ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii dor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Înțelepciune. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, de mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.
și în vecii vecilor. Părintele nostru Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiacon, diacon, monahi și monahii, întreg clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Ia dormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodem, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe arhiepiscopii și mitropoliții din Ardeal, Procopie, Miro, Ioan, Vasile, Nicolae, Nicolae, Nicolae și Antonie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pomeniții ctitori ai sunt locașului acestuia, pe alțitori și binefăcători ai Sfintelor lui Dumnezeu locașuri, pe profesorii, studenții, studentele, toți osârduitorii facultății noastre de teologie și a Universității Sibiene, dinpreună cu familiile lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe eroi și pe martirii căzuți pe toate câmpurile de luptă, pe toți cei uciși în timpuri de prigoadă, în tenițe, în lagăre și în deportări, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe toți cei pentru care s-au adus și s-au pomenit, vii și adormiți întru Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, dremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să plinim rugăciunea noastră Domnului.
Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Catedrală aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșalele noastre, precum și cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos. Adevărat,
născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pace o aduce. Împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Iisus, să avem inimile.
vărsă spre iertarea aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta a cinstit trupul Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este împotridul acesta, scump sângele Hristosului tău. Amin. Binecuvintează, Părinte, pe amândouă sfântele. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt. Amin. 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 Te pomenească. Thank you.
întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul părintele nostru, Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, delungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele darul ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșalele noastre, precum și cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit, sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Amin. Binecuvântat. Amin.